Haideți să spunem cu toții o rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu toții. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Rătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, într-o numele Domnului, Sfințite Părinte, binecuvântați. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Amin. Doamne ajută, mă bucur, sincer, să ne revedem, să ne reîntâlnim, chiar dacă probabil puțin ne-a speriat ploaia și de aceea suntem prea puțin. În sfârșit, mila lui Dumnezeu, ne bucurăm că suntem și atâția, fiindcă întâlnirea din această seară este una specială, una deosebită, cu un invitat deosebit, în persoana domnului conferențiar universitar doctor Ion Marian Croitoru, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Valahia din Târgoviște, care a venit aici, acum, în această seară, special pentru noi, pentru această întâlnire duhovnicească. Îl rugăm să ne ierte că suntem așa puțin, poate l-am dezamăgit puțin din cauza aceasta. Promitem ca la o altă întâlnire ulterioară să fim mai mulți, să fie altfel și vremea, poate și vremurile. Domnul profesor va vorbi pe o temă și teologică, dar mai ales duhovnicească și morală. Este doctor în teologie, a studiat vreo 12 ani legați la Atena, unde a avut profesori mari, pe Stilianos Papadopoulos, pe Constantinos Scuteris și pe părintele Gheorghios Metalinos și alți părinți, profesori și duhovnici vestiți care slujesc acolo la Atena. Este profesor de patrologie și de literatură patristică la Facultatea de Teologie din Târgoviște. Ne bucurăm că aici s-a reîntâlnit, s-a regăsit cu un alt coleg atenian al domniei sale, în persoana părintelui Eugen Muraru. Slavă lui Dumnezeu că iată așa ne mai revedem, ne mai reîntâlnim, rămânând cu toții în același Duh, Duhul cel autentic al Bisericii lui Hristos. Ne rugăm lui Dumnezeu cu toții ca din această întâlnire sau în această întâlnire duhovnicească să ne alegem cu mult folos duhovnicesc. Bună seara, bine ați venit! Vorbiți de jos? Da? De aici jos? Sau... Nu, poftiți aici. Bine v-am găsit, preacucenici părinți, iubiți credincioși, iubite credincioase. Este pentru mine un moment emoționant, pentru că mă aflu în această biserică atât de frumoasă, o adevărată catedrală, în care erminia picturii bizantine a fost din plin respectată și de asemenea mă bucur că această biserică se află pe strada Petre Țuțea. Acest mare filozof român, prin anii 90, care a marcat prin cuvintele sale lumea intelectuală de atunci și mi-aduc aminte de prima sa carte, Între Dumnezeu și Neamul meu, pe care când am citit-o, eram student aici în București și am citit-o în pac cu Cismigiu. Și mi-aduc aminte de o expresie a dânsului că pentru a sa conștiință, o bătrânică care se roagă într-o vârf de munte, într-o biserică și este într-o relație vie cu Dumnezeu, este mai importantă și are mai multă are discernământ și mai multă putere asupra lumii decât un filozof care este departe de credința în Dumnezeu. De asemenea, tot el spunea la un moment dat că locul unde putem noi să ne definim este biserica. Pentru că fiind în biserică, însetați de mântuire, însetați de căutarea și trăirea adevărului, în biserică ne raportăm pe de o parte la viața noastră personală, interioară, iar pe de altă parte la veșnicie. Și știm cu toții că biserica nu este construită la întâmplare. După Sfântul Maxim Mărturisitorul, într-o carte care se numește Mistagogia, el spune că biserica, printre altele,
adică locașul de cult, biserica, simbolizează întreaga creație, adică cerul și pământul. Ba mai mult, îl simbolizează pe om, suflet și trup. Trup partea văzută, suflet partea nevăzută. Așa și biserica este alcătuit din Sfântul Altar, partea nevăzută pentru noi credincioși, pentru că este catapeteazma, dar din naos și pronaos. Ceea ce înseamnă că noi oamenii suntem chemați, când suntem în biserică, de aceea suntem tot timpul orientați către Sfântul Altar, suntem chemați să avem o perspectivă eschatologică, adică suntem invitați permanent prin cântările bisericii să trăim realitatea sfânt-duhovnicească a împărăției Dumnezeu într-o inimile noastre. Nu este o simplă metaforă și de aceea mi-am permis să numesc referatul meu cu acest titlu, Credinciosul creștin ortodox contemporan între ideologizarea și trăirea autentică a credinței în Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu și Mântuitorul Lumii. Trăim în vremurile acestea, de altfel, de-a lungul istoriei bisericii au fost și alte epoci similare, tendința ca să facem din credința noastră o simplă teorie, o simplă ideologie. Cu alte cuvinte, reducem dialogul cu Iisus Hristos doar la anumite formule, stereotipe, din anumite rugăciuni, fără însă să-i simțim prezența reală în inimile noastre, așa cum ne învață cine? Sfinții. Iată, în stânga și în dreapta vedem sfinți. Toți aceștia au trăit realitatea împărăției lui Dumnezeu în inima lor înainte de a trece în viața de dincolo de mormânt. Ceea ce ne îndeamnă că și noi suntem chemați și putem să trăim această realitate. Mai ales că Biserica lui Iisus Hristos, Biserica Ortodoxă, pășește în istorie cu pașii sfinților. Nu cu pașii mei sau pașii altora, ci cu cei care sunt sfinți în Biserica lui Iisus Hristos, cunoscuți și mai puțin cunoscuți. Când eram elev la seminar, dacă pot să mă așez, făceam excursii anuale la mari duhovnici ai timpului aceluia. Era perioada 1985-1990, iertați-mă. Și am poposit într-un an, în luna mai, la Părintele Cleopa Ilie. Cu toții vă amintiți de îndemnul Părintele Cleopa Ilie, care îi saluta pe credincioși, pe pelerini, mâncava raiul. Acesta era salutul Părintelui Cleopa Ilie. Și l-am întrebat. Noi eram un grup de elevi la seminarul din București, ne puneam întrebarea, oare mai putem noi să găsim sințenia, să mai dobândim sințenia? Eram copii, tineri, aveam această năzuință, căutare interioară. Și l-am întrebat, Părinte Cleopa, mai putem în zilele de astăzi să mai ajungem la sințenia părinților de odinioară? Și Părinte Cleopa ne răspunde. Eram într-o zi de rând la biserică. Știți că în mănăstiri preoții pe atunci slujeau cu săptămâna. Intrau de duminică seara, ieșeau sâmbătă seara și slujeau zilnic în dumneavoastră liturghie. Se sculau însă din zori acești preoți ca să pomenească la proscomidie numele viilor și adormiților. Iată cât de important este să dăm pomenice. Iar un preot conștiincios cu siguranță ia aceste pomenice și la proscomidie pentru fiecare nume scris pe hârtie scoate o miridă pe care o pune pe Sfântul Disc, fie în dreptul viilor, fie în dreptul celor adormiți. Și continuă Părinte Cleopa și ne spune, pe când mă aflam la proscomidie, deci în zorii zilei, aud la un moment dat că ușa din biserică se deschide. Era biserica cea mică, nu biserica cea mare, că este acum la Sicăstria. Și mă uit în Sfântul Altar și observ că intră în biserică o bătrânică. Iar Părinte Cleopa spune, pentru mine este o imagine obișnuită. De multe ori veneau credincioșii de cu seară în mănăstire, se spovedeau și rămâneau peste noapte ca a doua zi să participe la dumneavoastră liturghie, să se împărtășească.
La un moment dat simt în biserică o lumină puternică. Și mă uit iarăși din Sfântul Altar. Și o văd pe această bătrânică stând în fața icoanei Maicii Domnului de la catapeteazmă, rugându-se, și o coloană de foc străpungea bolta bisericii și cădea peste ea. Și Părintele Cleopa ne întreba atunci: cine o cunoaște pe această bătrânică astăzi? Nimeni. Dar cu siguranță ea era o creștină care ajunsese la măsura vieții sfinte și duhovnicești. Și era un om din popor, un om dintr-un sat din jurul mănăstirii Sihăstria, care cu siguranță a trecut multe încercări. Cu toate acestea, ea trăia această legătură vie cu Iisus Hristos. Deci nu era o simplă ideologie sau un simplu murmur de cuvinte. Pentru că aceasta este realitatea vieții duhovnicești la care biserica ne îndeamnă permanent. Și tot atunci, Părintele Cleopa ne-a mai spus un lucru. Noi nu știam că este vorba de el însuși, după aceea am aflat că era vorba de viața lui personală. Și anume că un om poate să ajungă la această măsură duhovnicească și într-un ceas. Și a dat un exemplu. Spune așa: când o duminică, un tânăr întorcându-se acasă de la biserică, intră în cămara cea bună. Știți că odinioară în satele noastre românești casele aveau doar două camere, cel mult trei. O cameră în care dormeau toți, și părinții și copiii, așa am văzut la bunicii mei de pildă, și o cameră unde erau păstrate hainele, alimente, așa mai departe. Și întâlnind în această cămară bună să se roage, după dumnezească liturghie, aude trecând pe stradă un alai de nuntă. Și și-a spus: Doamne, dacă așa de frumos cântă acești lăutari, oare cât de frumos pot cânta îngerii tăi în ceruri? Și atunci i s-au deschis cerurile și i-a auzit pe îngeri cântând. Era Părintele Cleopa Ilie. Ceea ce înseamnă că noi când plecăm de la biserică și avem această căutare permanentă și mergând la casele noastre, putem prin viața noastră să continuăm ceea ce trăim la dumnezeiasca liturghie. Ce trăim noi la dumnezeiasca liturghie? Sunt trei realități pe care ar fi trebuit să le trăim permanent, mai ales de atunci de când am primit taina Sfântului Botez, taina Sfintei Mirungeri și apoi dumnezeiasca împărtășanie, atunci când devenim membri ai Bisericii lui Hristos. Există un tropar pe care noi îl cântăm în fiecare duminică, sărbătoare și praznic împărătesc, care spune așa: am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată. Ce înseamnă aceste trei lucruri? Vedeți că sunt toate la timpul perfect compus, adică la ceva ce deja avem ca experiență. Nu înseamnă că vom vedea, ci că deja am văzut acest lucru. Adică noi suntem chemați să vedem slava lui Dumnezeu, lumina sa cea necreată, la fiecare dumnezeiască liturghie. Suntem chemați să ne umplem inima de prezența Sfântului Duh, ca să fim temple ale Sfântului Duh. Pentru că în momentul în care omul devine templu al Sfântului Duh, abia atunci devine și mădular al trupului lui Hristos, care este biserica sa. Și al treilea lucru, să avem credință. Care credință însă? O să vedem puțin mai târziu, o să revin la acest ultim aspect. Așadar, ne aflăm acum într-o perioadă importantă a anului bisericesc. Este postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Și Sfântul Ioan Gură de Aur îi îndemna pe credincioșii din Antiohia și Constantinopol că atunci când ieșim dintr-o perioadă de post și intrăm într-o altă perioadă de post, noi trebuie să avem în vedere o coordonată permanentă care este postul duhovnicesc. Adică nu trebuie să avem doar un simplu post de alimente, ci trebuie să avem un post în care ne cultivăm gândurile curate, ne învingem patimile. Cum? Prin prezența în Sfânta Biserică, apelând la Sfintele Taine ale Bisericii. Și dacă se petrece, ca în viața noastră, se întâlnește un accident și săpătăm haina botezului, vedeți că și la
taina Sfântului Botez. Noi suntem atunci îmbrăcați în haină luminoasă. Adică primim acea stare care în viața Sfânt Domnicească se numește starea de luminare. Trebuie să știm că pentru un creștin ortodox viața domnicească înseamnă parcurgerea trei stadii. Stadiul de curățire, stadiul de luminare și stadiul de îndumnezeire. Pentru că noi suntem chemați toți, indiferent de ce suntem în această viață, suntem chemați să ajungem Dumnezei după har prin viața noastră. Și nu ne împiedică la această realizare nici statutul social, nici pregătirea intelectuală. Din contră, toate acestea trebuie să contribuie la deprinderea acestor stări. Deci, aflând din această perioadă a postului, trebuie să ne dăm seama, să ne corelăm viața noastră astfel încât să creștem duomicește. Și am avut deja o măsură la care trebuia să fie ajuns. Și anume, la propria noastră cinzecime. Vedeți, în fiecare an noi cinstim praznicul acesta mare al pogorârii Sfântului Duh. Dar acest praznic împărătesc nu este o simplă recapitulare istorică, o simplă aducere aminte de ceva ce a fost acum 1000 și ceva de ani, ci este vorba că fiecare dintre noi trebuie să trăim propria noastră cinzecime, propria noastră îmbrăcare de sus cu lucrarea Sfântului Duh. Pentru că numai în felul acesta putem să înțelegem semnificația acestei sărbători. Ce înseamnă ea pentru noi, printre altele, această sărbătoare, acest praznic? Cu siguranță ați auzit la predică spunându-se că este vorba de întemeierea bisericii zidite, adică a bisericii văzute, vreau să spun cu alte cuvinte. Însă trebuie să știm, după Sfinții Părinți, biserica există deodată cu crearea lumii. Așa spun Sfinții Părinți. Numai că până la întruparea lui Iisus Hristos, biserica sa a avut o conotație duhovnicească. Iar prin întruparea lui Iisus Hristos, prin jertfa pe cruce și învierea și înălțarea sa la ceruri, biserica lui Hristos, biserica devine trupul lui Hristos, al cărei cap este Iisus Hristos. Iar noi, prin tainele de inițiere, taina Sfântului Botez, taina Mirungerii și taina Miluiștii Împărtășanii, ce devenim? Mădulare ale trupului lui Iisus Hristos. Însă, ca să fim mădulare vii și sănătoase ale trupului Iisus Hristos, trebuie să devenim, ce vă spuneam mai înainte, temple ale Sfântului Duh. Iată așadar cum fiecare dintre noi avem nevoie de propria noastră cinzecime, ca Sfântul Duh să se coboare peste noi și în viața noastră. Însă cum reușim noi să facem acest lucru? Și iată că în seara aceasta vreau să vă spun câteva lucruri din experiențele Sfinților Părinți. Pentru că, așa cum vă spuneam și mai devreme, Biserica lui Hristos pășește în istorie cu pașii Sfinților. Omul, după Sfinții Părinți, are o conotație și o constituție duhovnicească. Știm că omul este trup și suflet. Chiar Evanghelia de astăzi, pericopa evanghelică de astăzi, ne-a învățat acest lucru pe care Iisus Hristos l-a enunțat. Dacă însă înaintăm mai mult, Sfinții Părinți ne spun așa: omul are două organe de gândire, rațiunea și mintea. Rațiunea sau logica se exprimă prin cuvinte și are ca centru creierul nostru. Mintea omului însă are ca centru inima omului și reprezintă organul prin care omul poate să ajungă la vederea lui Dumnezeu. De aceea, în pericopa evanghelică de astăzi, când Iisus Hristos a referit la ochi, a avut în vedere nu doar ochiul fizic material și lumina aceasta, care vedem acum, lumina candelabrului și a becului, și a avut în vedere și vederea duhovnicească, adică mintea noastră. Iată așadar, dintr-o dată, Sfinții Părinți ne pun în atenție: omule, nu ești o simplă creatură. De altfel, vedem
și din cuvintele Evangheliei de astăzi, cât de mult Iisus Hristos ne îndeamnă să luăm aminte că noi suntem îngrijiți de cine? De Tatăl nostru cel Ceresc. Și iată că noi, oamenii, suntem chemați să trăim această dublă perspectivă, cea orizontală, materială, dar și cea verticală, duhovnicească, prin care putem să vedem Împărăția Lui Dumnezeu și o simțim în inimile noastre. Însă, când omul duce o viață materială, cu alte cuvinte, schimbă raporturile și pune mai întâi grijile lumești și apoi pe cele duhovnicești, unul ca acesta ajunge să fie un om rațional și să aibă o credință bună, în sensul că el vine la biserică, își împlinește îndatoririle care sunt cerute, dar cu toate acestea, un om care se rezumă doar la această activitate nu poate să spună că simte bucuria vieții duhovnicești, adică împlinirea vieții sale pe acest pământ în această relație vie cu Iisus Hristos. Cum putem noi să ne activăm mintea noastră? Prin ce? Prin rugăciunea minții sau a inimii sau lui Iisus Hristos sau singurului gând care este: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Prin această rugăciune pe care noi suntem chemați să o facem, omul începe încet, încet, iubiți credincioși, să-și dea seama de viața pe care o are. Și omul care practică rugăciunea lui Iisus primește un dar. Primește credința inimii sau credința cardiacă, care este harisma Sfântului Duh. Pentru că după Sfinții Părinți, noi oamenii avem două credințe. Credința rațională de acceptare sau cerebrală, noi acum stăm de vorbă între noi cu această credință rațională, pentru că noi toți prezenți aici fiind, acceptăm și suntem de acord că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu întrupat la plinirea vremii și că numai prin El ne putem mântui. Deci avem această încredere prin rațiunea noastră. Dar aflați de la Sfinții Părinți că doar această credință rațională pe care o avem prin faptul creației, și fiecare om pe acest pământ are această credință, dovadă că toți oamenii caută într-un fel sau altul divinitatea, iar noi trebuie să spunem că în credința ortodoxă, ortodoxia noastră nu este o religie, ci este un mod de viață, pentru că se bazează pe ce? Pe revelație. Noi tot ceea ce știm despre credința noastră și biserica întreagă este fundamentată pe revelația dumnezeiască. Ceea ce și Petre Tuțea spunea la un moment dat, bucuros fiindcă și-a dat seama el după multă căutare raționalistă, că de fapt credința se fundamentează pe ce? Pe revelație dumnezeiască. Și deci, având acest lucru, noi creștini ortodoxi suntem chemați pe lângă această credință pe care avem, vă spuneam, prin faptul creației, fiecare om are această credință, suntem chemați să avem în inimile noastre și această credință a inimii care este rod al acestei rugăciuni. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu miluiește bine păcătosul. Când putem noi să spunem cel mai bine această rugăciune? Păi putem să o spunem, iubiți credincioși, atunci când conștientizăm cele trei stadii ale vieții sfinte și duhovnicești. Vă spuneam, primul stadiu, curățirea, al doilea, luminarea și al treilea, îndumnezeirea. Primul stadiu al vieții duhovnicești, curățirea, la rândul lui, acest stadiu, la rândul lui, are două trepte. Prima treaptă este când omul duce o viață morală ireproșabilă. Unul ca acesta, vă spuneam, vine la biserică, dă pomenic, ține posturile, are legătură permanentă cu un duhovnic. Dar atenție, nu trebuie să confundăm viața morală cu viața duhovnicească. Pentru că o viață morală poate să o ducă și orice alt om de pe acest pământ, prin ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, că păgânii care n-au lege, din fire fac ale legii. De ce? Pentru că noi avem, prin datul creației, conștiința. Conștiința care te îndeamnă să faci binele, să nu faci rău, și care este glasul Dumnezeu din fiecare om. Mai mult,
ne spune Sfântul Ioan Damaschin, că atunci când Dumnezeu l-a făcut pe om, i-a însămânțat în el dorința de a-L căuta. Iată de unde vedem această sete a omului de a căuta divinitatea. Și din această sete vedem această mulțime de manifestări religioase. Vă spuneam, noi nu suntem între ele, ci suntem cu totul altceva. Pentru că ortodoxia este revelație dumnezeiască. Vă dau un exemplu de viață morală. Când, și îmi cer scuze că folosesc acest exemplu la persoana mea personală, dar este o experiență personală. Când eram la studii în Anglia, la Birmingham, și acolo eram preocupat cu studiul, aveam o colegă din Pakistan, care era musulmancă. Și de o vârstă mai înaintată decât noi, la un moment dat, ea și-a afișat față de mine o anumită simpatie, în sensul că eu dimineața nu mergeam să iau micul dejun cu ceilalți, rămâneam în biblioteca să citesc mai mult, și ea mi-aducea micul dejun acolo în bibliotecă. Și într-o zi m-a chemat la dânsa în cameră să-mi spună un lucru. Și când am intrat în camera dânsei, i-am vrut să închid ușa. Și mi-a spus, nu închide ușa. Zic eu, de ce? Toți știu că te simpatizez. Și dacă vei închide ușa, vor gândi despre noi lucruri murdare. Dacă vei lăsa ușa deschisă, vor trece pe culoar, ne vor vedea pe amândoi sunt de vorbă și așa n-au cum să ne acuze de nimic. Și de ce mă chemase pe mine în camera adânsei? Să mă roage, mă cuvincios, ca seara când este de la bibliotecă să o însoțesc pe stradă ca să nu fie singură pe stradă în Birmingham, seara. Pentru că ea este mizerată femeie și o femeie nu e bine să o umble singură pe stradă, seara, târziu. Vedeți? O așezare morală a unei femei musulmance. Eu am rămas uimit de aceste lucruri. Nu m-am gândit la toate reacțiile și toate consecințele unei asemenea fapt. Asta este viața morală pe care poate să o atingă orice om pe acest pământ. Vă spuneam de ce, pentru că fiecare om poartă chipul Dumnezeu și acest chip al Dumnezeu ce înseamnă? Sentimente, rațiune și voință prin care putem să cultivăm binele la orice pas. Când începe viața duhovnicească? Viața duhovnicească începe, pe credincioși, când noi ne cercetăm interiorul nostru, vedem ce patim, ce gânduri, ce fapte, ce cuvinte ne țin departe de Hristos, le alungăm toate acestea și le învingem prin tainele bisericii, Sfânta Spovedanie, Dumnezeiasca Împărtășanie și mai ales prin ce? Prin rugăciunea. Doamne Iisus Hristoase, miliește-mă pe mine păcătosul. Pentru că viața duhovnicească înseamnă viața în care ne bucurăm de lucrarea Sfântului Duh, adică de lucrarea harismelor sau darurilor Dumnezeu în viața noastră. De aceea se numește viața duhovnicească. Vine de la lucrarea Sfântului Duh. Și în momentul acela, printre alte harisme, omul ce mai primește? Primește credința inimii. Și această credință este prin care omul se mântuiește, se îndreaptă și face minuni. De unde știm noi despre această credință? Păi există în Noul Testament o minune care se numește Vindecarea Lunaticului. Această pericopă evanghelică este în cursul anului bisericesc de două ori citită, în Duminica a 10-a după Rusalii și în Duminica a 4-a din Postul cel Mare, în Duminica Sfântului Ioan Scăraru. Și ce vedem acolo? Că Iisus Hristos dăduse putere Sfinților Apostoli să meargă în cetăți și sate, să vindece, să învieze morți, să alunge demoni. Între timp, Iisus Hristos urcă pe muntele Taborului, a avut schimbarea la față cu trei sfinți ucenici, iar cei rămași la poalele muntelui și înconjurat de mulțime, primez rugămintea unui tată care avea un copil bolnav, ca să-l vindece. Și merge acest tată cu acest copil la Sfinții Apostoli să-l vindece și nu au putut să-l vindece. Și atunci cineva îi spune, vezi că vine acum Mântuitorul cu bradul de pe muntele Taborului, roagă pe el să-l vindece. Și se duce și îi spune, poți oare să faci ceva? Și ce spune Hristos? Dacă ai credință mai mare decât aceștia, poți să vezi. Ce răspunde el? Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Ce înseamnă acest lucru? Credea sau nu credea? Și vin Sfinții Apostoli, Sfinții Părinți și ne spun,
Sigur de Palama. El credea cu rațiunea că în fața lui este Iisus Hristos, dar nu credea cu inima. Și de aceea nu avusese parte de vindecarea fiului său. Ori tocmai această credință a inimii se cere nouă ca să pășim în viața duhovnicească, care vă spuneam este harisma Sfântului Duh pe care o dobândim în funcție de viața noastră curată. Pentru că a primi harismele Sfântului Duh înseamnă să avem inima curată 100%, nu doar 99,9%. Și de unde știm noi acest lucru? Păi, pe de o parte, pentru că a fost sincer, Mântuitorul îi vindecă Fiul, dar vin Sfinții Apostoli. Oarecum jenați la Mântuitorul și întreabă, Doamne, noi de ce nu am putut să-L vindecăm? Și ce răspunde Iisus Hristos? Două lucruri le spune. Unul, pentru că acest neam de demoni este scos afară prin post și rugăciune, da? Iată folosul postului în care ne aflăm acum, iată folosul rugăciunii, atât în biserică, dar și rugăciunea personală. Și ne mai spune un lucru. Pentru puțina voastră credință, că dacă ați avut credință când grăunte de muștar, ai spune muntele se mute și s-a mutat din loc. Pentru că și Sfinții Apostoli au crescut în credință, întâlnirea credinței. N-au fost dintr-un început desăvârșiți, ci au crescut lângă Mântuitorul. Și plinătatea creștilor duhovnicești se întâmplă la pogorârea Sfântului Duh, la cincizecime. Atunci din oameni cum erau fricoși se transformă în mărturisitori ai credinței lui Iisus Hristos și ajungând ca să primească martirul pentru mărturisirea credinței în Iisus Hristos. Deci vedem prin aceste relatări din Noul Testament, interpretările pe care le dau Sfinții Părinți, ne dăm seama cât de important este ca fiecare dintre noi să ne așezăm sub îndrumarea unui duhovnic, să ne dăm seama că viața aceasta trecătoare este scurtă și să fim foarte atenți ca nu cumva să treacă această viață fără să dobândim, iubiți credincioși, fără să dobândim această trăire a Împărăției Lui Dumnezeu în inimile noastre. Mă uitam acum acolo la scena aceea a judecății și vedem acea lavă de foc care vine de undeva de la tronul judecății în picturile exterioare, Moldova așa apare. Ce observăm dacă ne uităm în picturile din Moldova? Că în jurul tronului împărătesc această lavă de foc este aurie. Și pe măsură ce se îndepărtează de tronul judecății, această lavă devine foc, închis, din ce în ce mai închis și mai arzător. Ceea ce ne arată, după Sfinții Părinți, că în viața de dincolo de mormânt, pentru cei care am văzut această lumină, ne este mângâiere, adică lumina cea necreată a slavei Dumnezeu, iar pentru cei care n-am ajuns să vedem această lumină, dincolo de mormânt, aceeași lumină ne este foc arzător. Aceeași lumină. Și aici avem exclamația psalmistului David. Ce spune la un moment dat psalmistul David în psalmii săi? Doamne, unde să mă duc de la fața Ta? Că dacă merg în cer, acolo ești. Dacă mă duc în iad, acolo ești prezent. Este vorba de această lumină. Și depinde de noi în ce măsură ne angajăm de-a lungul vieții noastre în cele numite lucrurile duhovnicești și lucrurile dumnezeiești. Vedeți că se pune adesea întrebarea, teologia creștină ortodoxă este sau nu știință? Iar dacă da, atunci ce fel de știință este? Unii pun teologia în rândul științelor teoretice, plecând de la termenul contemplație, pe care nu-l văd în sensul patristic, care acest termen etimologic are două sensuri. În limba greacă, teoria poate să însemne, pe de-o parte, faptul de a vedea o priveliște, de la combinația cuvintelor theia, priveliște, și oraoro, a vedea, dar pe de altă parte, același termen, teoria, în limba greacă, poate să însemne și faptul de a vedea pe Dumnezeu, raportându-ne la credința creștină,
de la combinația cuvintelor Theos, care înseamnă Dumnezeu, Zeu, sau Thea, care înseamnă divinitate, și verbul orao, oro, care înseamnă a vedea. Așadar, termenul acesta contemplație, pe care noi îl folosim adesea în limbajul nostru bisericesc, nu se referă la o contemplație teoretică în sensul de ceva abstract, noțional, conceptual, speculativ, ci se referă la vederea lui Dumnezeu. Ce înseamnă însă această vedere a lui Dumnezeu? După Sfinții Părinți, ei ne spun că în credința ortodoxă, în teologia creștină ortodoxă, avem de a face cu două feluri ale vederii lui Dumnezeu. Primul fel al vederii lui Dumnezeu este atunci când omul în om îndomnicit, adică cel care trăiește stările de curățire și de luminare, îl vede pe Dumnezeu prin intermediul credinței lăuntrice, adică prin credința inimii de care v-am spus mai înainte. Și această credință ce înseamnă? Că un asemenea om are în el lucrătoare rugăciunea minții sau a inimii. Deoarece, după Sfinții Părinți, această rugăciune este un fel sau un mod de vedere al lui Dumnezeu, în timpul căreia omul îl vede pe Dumnezeu în sensul că îl simte pe Dumnezeu că se roagă întru el. Această simțire se numește simțire noetică și este o pură experiență sau experiere care reprezintă prima treaptă a contemplației în sens patristic sau prima treaptă a vederii lui Dumnezeu. Cea de-a doua treaptă a contemplației după Sfinții Părinți este percepută în sens patristic, așadar, este starea de îndumnezeire. Deci, primul fel de contemplație se referă la starea de curățire și de luminare, iar cel de-al doilea fel de contemplație se referă la starea de îndumnezeire. Pentru că în această stare, toate cele pe care noi le-am crezut se împlinesc. Toate cele în care noi am nădăjduit se împlinesc. Și rămâne, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, ce rămâne? Dragoste. Iar Dumnezeu ce este? Iubire, dragoste, după Sfinții Apostoli și după Sfinții Părinți. Așadar, vedem că la temelia vieții duhovnicești stă această rugăciune a minții sau a inimii, pe care noi trebuie să o dobândim încă din această viață. Și poate că mult vă puneți întrebarea, bine, bine, dar trăim într-o vreme grea, în care nu prea mai avem timp să ne rugăm. Depinde cum ne punem noi rânduiala interioară, fie în familie, fie în viața personală și așa mai departe, astfel încât să ne facem timp pentru această rugăciune. În vechiul regim comunist, în București, a existat o grupare de mireni care, sub conducerea unui preot, au cultivat această rugăciune. Și există, de exemplu, această carte, se numește Jurnal Duhovnicesc, în care, la editura bizantină, în care este vorba de o credincioasă, căsătorită, cu doi copii, având la un moment dat o încercare cu o boală de cancer la ficat, și intând ea odată într-o biserică, într-o seară, o bătrânică o întâmpină și ea îi spune supărarea și bătrânica aceea îi spune: știi că la Dumnezeu nu există bolnav de cancer. Și dacă te vei ruga cum se cuvine, te vei vindeca. Și după mai multe pelerinări, ajunge ea să cunoască acest grup care practica rugăciunea minții sau inimii și preotul acela le dădea ca și ascultare fiecare să țină un jurnal. Să scrie în jurnal stările pe care le trăiește fiecare. Și această credincioasă, la vârsta de 33 de ani, începe să spună această rugăciune și în 8 luni de când a început, a ajuns să o trăiască. Aici, în București, în vechiul regim comunist. Ca să ne dăm seama că această lucrare nu este imposibilă, dar depinde de noi în ce măsură ne dorim această lucrare. Știți că duhovnicul Sfântului Paisie Bilecikovski, la începutul activității sale și a prezenței sale în țările române,
a fost Sfântul Vasile de la Poiana Mărului. Și Sfântul Vasile de la Poiana Mărului a scris niște introduceri la anumite texte niptice care fac parte din Filocalia și în aceste introduceri el recomandă ca orice om să dobândească lucrarea acestei rugăciuni. Și el spune așa: o piatră de potrineală și înșelare este părerea unora că au trecut acele vremuri ale desăvârșirii duhovnicești și vorbesc despre încetarea lucrărilor Duhului Sfânt. Iar Sfântul Vasile le răspunde acestora că respective lucrări se dau în chip nedoielnic fiecărui credincios la nașterea din nou, adică la primirea Sfintei Taine a Botezului, și rămân în noi nepierdute, chiar dacă nu le simțim întrucât suntem omorâți de păcate. Dar prin lucrarea poruncilor și chemarea lui Iisus Hristos, adică prin rugăciunea aceasta, Doamne Iisus Hristos, miliește pe mine păcătosul, care Iisus Hristos este prezent în inimile noastre, aceste daruri se primesc înapoi și vedem cu mintea cele primite de noi mai înainte ca pe o lege duhovnicească pe care o purtăm scrisă pe tăblițele inimilor noastre. Așadar, ce ne spune Sfântul Vasile printre altele? Că rugăciunea aceasta inimii se poate împărți în două stadii. Rugăciunea activă sau lucrătoare, pe care poate să o aibă orice credincios, indiferent cine este el, și a doilea stadiu, rugăciunea contemplativă sau văzătoare. Primul stadiu, rugăciunea lui Iisus activă, practică sau lucrătoare, trebuie să fie făcută de către toți cei ce sunt creștini ortodoși, chiar și de către cei care se află în primii pași ai vieții duhovnicești. Rugăciunea contemplativă sau văzătoare este rugăciunea lui Iisus care a devenit duhovnicească. Cu alte cuvinte, această rugăciune indică stadiul celor ajuns la desăvârșire și în acest caz ea este și rugăciunea inimii sau minții. Stadiul practic ține de puterile omului, iar cel contemplativ este un dar de la Dumnezeu. Însă alții, auzind că de rugăciunea contemplativă nu se venicesc toți, ci numai puțini, slăbesc râvna și în cele din urmă nu se mai îngrijesc nici de rugăciunea minții activă, practică sau lucrătoare, adică faptul de a spune această rugăciune. Chiar dacă n-am ajuns să trăim ultimul stadiu, cel de-al doilea stadiu, noi suntem chemați să spunem această rugăciune până când vom închide ochii. Fără de care, spune Sfântul Vasile, nimeni nu poate să scape de lucrarea patimilor și alcătuirea gândurilor rele, pentru care vor fi cercetați în ceasul morții și vor da răspuns la înfricoșata judecată. Mai mult, spune acest Sfânt Părinte, că dacă unul dintre credincioși nu ajunge la stadiul rugăciunii contemplative și trece viața dincolo de mormânt, zicând însă această rugăciune, Dumnezeu care este drept îl va răsplăti și îi va da darul rugăciunii contemplative trecând prin vămile văzducului fără să fie atins. Iată cât de importantă este rugăciunea aceasta și cât de important este să avem această rugăciune când suntem prezenți în biserică, la vecernie, la utrenie, la dumnezeiască liturghie, astfel încât să nu plece mintea noastră la toate grijile lumești, ci ascultând cu urechile noastre ceea ce se cântă la strană, ceea ce spune Părintele în Sfântul Altar, noi să spunem în inima noastră această rugăciune și dând cantitate, Dumnezeu ne va da la un moment dat și calitate. Sunt multe de spus despre această rugăciune, însă n-aș vrea să vă obosesc. Voi încheia cu încă un exemplu din viața unui sfânt contemporan, ca să vedem că tot ceea ce v-am spus până acum nu reprezintă teorie, ci reprezintă experiențele sfinților. Știți că în Asia Mică, prin anii 1920, a fost o mare deportare, au fost uciși mulți greci, izgoniți din Asia Mică, mulți copii au rămas orfani. Un asemenea orfan pe numele Alexandru a ajuns în orașul Pireu și acolo s-a angajat Hamal ca să trăiască. Însă el dobândise de la părinții lui ce înseamnă această rugăciune și ce înseamnă prezența în biserică, astfel încât el în fiecare dimineață și în fiecare seară intra într-o biserică din Pireu și mergea în fața icoanei Mântuitorului și spunea așa: bună dimineața, Iisuse al meu,
eu sunt Alexandru, ajută-mă să câștig pâinea pentru astăzi. Iar seara, iarăși intra în biserică și spunea, bună seara, Iisuse al meu, eu sunt Alexandru, îți mulțumesc pentru pâinea pe care mi-ai dat-o astăzi. Pentru că așa erau dinioară și la noi. La mine, acolo, în sat unde m-am născut eu, țin minte că oamenii în vârstă chemau preotul când arau, când secerau, când culugeau primele roade, când coseau iarba. Preotul era tot timpul chemat să binecuvinteze lucrările oamenilor, pe de-o parte. Iar pe de altă parte, ei nu începeau niciun lucru fără să se roage. Astăzi, aceste deprinderi care țineau din oară de așezarea noastră domnicească, nu mai sunt așa de practicate. Acest Alexandru crește, se căsătorește, are copii. La un moment dat în Grecia a avut loc o epidemie de holeră. Și în această epidemie Dumnezeu ia și soția și copii. Ce încercare pentru un om să rămâi văduv, mai mult decât atât să rămâi fără copii. Cu toate acestea nu și-a pierdut credința. Și a continuat să meargă în fiecare seară și în fiecare dimineață în biserică să roage, bineînțeles participând la toate slujbele din duminici și sărbători. 3 ani, ajunge la o vârstă înaintată, este cuprins de o boală. Vedeți, iar rămâne o taină. Sfinții, mulți dintre sfinții noștri contemporani, au murit cuprinși de boli incurabile. Să luăm aminte la Sfântul Paisia Ghioritul, la Sfântul Porfirie, Casocalevitul, la Sfântul Nectare din Neghina și așa mai departe. Ei au vindecat mulți oameni de cancer, dar aceștia au murit cuprinși de cancer. Și el ajunge într-un spital din Pireu. Și acolo o asistentă tânără, văzându-l acolo pe pat întins, îi spune, bunicuțule, n-ai pe nimeni care să vină să-ți aducă o mângâiere, o floare, un compot, ceva? Și el spune, ba da, pe cine, că nu văd pe nimeni? Și el îi spune, în fiecare dimineață și în fiecare seară, vine Iisus Hristos și îmi spune, bună dimineața, Alexandru al meu, eu sunt Iisus Hristos al tău, mai fă puțin tică răbdare. Bună seara, Alexandre al meu, eu sunt Iisus Hristos al tău, mai fă puțin tică răbdare. În fața acestei relatări, asistenta a zis că are de-a face cu un psihopat. Vedeți, dacă nu avem relația vie cu Hristos, ni se pare că această relație se rezumă doar la simple cuvinte, o simplă prezență în biserică, dai o liturghie, pleci acasă. Asta nu înseamnă viață duhovnicească. Și înseamnă o viață pur religioasă. Că așa fac și oamenii care sunt de alte religii, aceste ritualuri, crezând că prin ele se pot mântui, dar nu ne mântuim prin aceste ritualuri. Dacă nu sunt pline și de conținutul lor, care ce înseamnă legătura vie cu Iisus Hristos. Și ea, speriată, a chemat un preot. Zicându-i cazul, preotul vine la căpăturile acestui bunic și are loc un dialog, se spovedește, se împărtășește și spune și lui același lucru, că în fiecare dimineață și seară Iisus Hristos îl vizitează. Și întreabă acest preot, ce altceva ce-a mai spus? Că peste 3 zile va veni și mă va lua. Și peste 3 zile, în zorii zilei, părintele a fost la căpătuiul acestui bunicuț și la un moment dat îl aude zicând, Iisuse al meu, ai venit și și-a dat sufletul. Cine cunoaște pe acest sfânt contemporan? Trăit în vremurile noastre și este mirean. Mai înainte v-am spus un exemplu de la Părintele Cleopa cu o femeie ajunsă la asemenea stări duhovnicești înalte, o femeie din popor, necunoscută însă, până astăzi, nu-i cunoaștem numele. Lui Alexandru îi cunoaște numele pentru că așa Dumnezeu a îngăduit. Acelei femei nu-i cunoaște numele pentru că Dumnezeu a spus, aveți destule exemple. Celelalte Dumnezeu le ține tenuite pentru alte vremuri. Dar toate aceste exemple nouă ne sunt îndemnuri să luăm aminte, iubiți credincioși, că viața în Hristos reprezintă cel mai mare dar și cea mai mare bucurie. Și că această viață în Hristos noi putem să o pregustăm la fiecare dumnezeiască liturghie prin dumnezeiască împărtășanie cu trupul și sângele lui Iisus Hristos. Și ce frumos este să trăim de la o duminică la alta pregătindu-ne pentru acest moment. Nu doar din când în când, de-a lungul anului bisericesc. Pentru că nu pentru acest lucru se face dumnezeiască liturghie, ci pentru ca să participăm la acest
ospăț dumnezeiesc. De fapt, sunt eu în gură de aur și spune, când la o dumnezească liturghie nu sunt credincioși care să se împărtășească, acea dumnezească liturghie este fără rod. Iar acest rod depinde de noi credincioșii, nu doar de preoți. Că săracii, cum să alege prin cartiere, să spună, veniți să vă spovediți, veniți să vă pregătiți. Noi trebuie să venim, ca mireni, să-i căutăm. Și dacă avem păcate mari, mai puține, ne spovedim de ele. Luăm canoane, epitimii, le săvârșim și apoi ne curățim și ne apropiem cât se poate de des de această mare taină dumnezeiască care este împărtășirea cu sângele și trupul lui Iisus Hristos. Vedeți, noi ortodoxii, ce mare dar avem! Și nu-l conștientizăm. Trec anii pe lângă noi, ajungem la îndâși bătrâneți, vin anii neputinței când vom zăcea în paturile noastre de suferință și atunci o să chemăm pe Părintele ca să ne împărtășească și de aceea, din păcate, în popor s-a întipărit această imagine când cineva este suferind și cheamă pe Părintele să-l spovedească și să-l împărtășească, înseamnă că îi se apropie sfârșitul. Haideți să spargem această imagine tristă și să devenim creștini adevărați, creștini autentici. Și dacă noi am fi la asemenea măsură domnicească, am putea să transformăm societatea din jurul nostru. Că spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, îi îndemna pe credincioși așa, în biserică fiind, dacă voi ați trăit cu adevărat credința aceasta în biserică, la fiecare dumnezească liturghie, ați avea fețele voastre transfigurate și mergând pe stradă, văzându-vă oamenii cu fețele transfigurate, s-ar întreba ce sunteți, oameni sau îngeri? Ori dacă noi ieșim din biserică așa cum am intrat, cu aceleași chipuri, încercate, posomorâte, neîmplinite, nu putem să convingem pe nimeni de adevărul care este Iisus Hristos. Nu în sensul că Hristos ar avea nevoie de demonstrația noastră, ci noi să demonstrăm prin viața noastră această realitate care este. Cum spun zice părinți, fie că crezi, fie că nu crezi, pe Hristos tot o să-L vezi. Atunci când vom părăsi această viață și vom fi în fața Lui pentru primirea, așa cum spunem noi în teologia aceasta adresată poporului și măsătura bisericii, când fiecare suflet este judecat pentru faptele lui și apoi să-și primească locul în care să stea până la a doua venire a lui Iisus Hristos. Mă opresc aici cu cele spuse, dacă aveți întrebări, în măsura în care pot să răspund, voi răspunde, dar înainte de toate aș vrea să-mi exprim recunoștința în mod public față de Părintele Eugen care se află aici. Mi-aduc aminte, când am ajuns la Atena, nu știam limba greacă atunci, decât în puține cuvinte, și aveam nevoie de cei care erau pe acolo ca să ne ajute, fie la un profesor, fie cu recomandări. Și Părintele Eugen a fost atât de drăguț cu mine, încât îi datorez prezența îndelungată în Grecia. În sensul că la un moment dat mi s-a terminat bursa, nu mai aveam bursă, și mergând la nunțul la biserică și întrebându-l ce să fac, a avut bunăvoința să meargă la profesorul dânsului, care avea la un moment dat o poziție înaltă într-o fundație de burse, și așa am putut să dumnezeiesc încă o bursă și să-mi continui studiile la Atena. Mai mult decât atât, părintele avea obiceiul frumos ca pe noi românii să ne invite duminica la masă. Iar pentru noi o masă românească în casa unor români însemna atât de mult când eram departe de părinții noștri, eram copii, ne era greu. Și așa, dar părinte, uite, Dumnezeu a luat ca să vă mulțumesc public. Îi mulțumim tare mult domnului profesor pentru această ziditoare cuvântare duhovnicească. Sunt bucuros că am reușit să ne revedem, să ne reîntâlnim. Anul trecut, domnul profesor, la o altă parohie, ne-a vorbit foarte frumos despre unul din marii duhovnici ai țării noastre pe care l-a cunoscut și pe care l-am cunoscut deopotrivă împreună.
Preacuviosul Părinte Arhimandrit Arsenie Papacioc, care anul acesta, pe 19 iulie, va împlini 7 ani de la săvârșirea sa din această lume vremelnică și pământească și mutarea sa în veșnicile și dumnezeieștile lăcașuri. Eu sunt convins că aveți întrebări, că putem intra într-un dialog cu invitatul nostru, cu domnul profesor Ion Marian Croitoru. Întâi de toate, domnule profesor, vechea mea obsesie de acum sau preocupare, cum să facem, cum să reușim, în ce fel să încercăm să îi ajutăm pe tineri, nu să-i forțăm, poate nici să-i convingem, ci pur și simplu să-i ajutăm, să-i așezăm pe calea aceasta duhovnicească, a întâlnirii cu viața duhovnicească, a viețuirii lor în această viață duhovnicească, a întâlnirii lor cu diferiți părinți duhovnicești și mai ales a întâlnirii lor cu Hristos, cu Sfânta Scriptură, cu scrierile Sfinților Părinți, cu Sfinții Părinți, cu ucenicii Mântuitorului. Ei și noi toți, până la urmă, suntem în căutarea unor modele și a unor repere. Ei mai mult decât noi, cu atât mai mult lor, trebuie să le venim în întâmpinare în acest sens. Cum să facem să-i ajutăm pe ei să întâlnească asemenea repere, asemenea modele duhovnicești și să se folosească de ele și mai mult să rămână într-o comuniune cu asemenea repere, ajungând astfel la comuniunea cu Iisus Hristos. Prieten drag, în primul rând mulțumesc pentru acest moment. Știu că ai insistat foarte mult ca să ajung aici, am tot renunțat să vin aici, din motive lesne de înțeles, fiind mirean, neavând eu anumite experiențe deosebite din care să împărtășesc altora și așa mai departe, dar până la urmă m-am lăsat convins de insistențele tale ca insistența asemenea unor picături, picătura chinezească, știți? Apa căzută tot timpul până când m-a convins să spun da. Și îți mulțumesc pentru această ocazie și insistență. Păi o formulă ar fi aceasta. Această seară, de pildă, dacă tinerii ar fi fost prezenți duminică de duminică să asculte de la unul de la altul, să fie asemenea unor albine, să culeagă din fiecare ceea ce reprezintă, pentru ei ar fi fost un moment, un prilej deosebit ca să se trezească. Însă, înainte acestor momente, trebuie să avem vedere educația primită acasă. Căci dacă nu-și văd părinții rugându-se sau mergând la biserică sau nu sunt aduși de mici la biserică, iată că trăim această dramă a societății românești, o dramă întâlnită și în Grecia, de altfel, cu o mică diferență însă, când tineretul nu mai este așa apropiat de biserică. Bineînțeles, vin pentru botezuri, pentru cununii, dar toate aceste lucruri le fac mai mult ca o tradiție. Cred că ar trebui la nivel de parohii, mai ales în București, să există o activitate pastorală specială pentru tine. Și aici Părintele Eugen are experiența Greciei. De exemplu, la Atena, în parohie din Atena, există aceste comitete de tineri în care tinerii sunt implicați în catehezele duminicale. Se fac excursii din când în când, gratuite, cu efortul enoriașilor, astfel încât tinerii să fie duși la diferite mănăstiri, la mari duhovnici, și poate în felul acesta unii dintre ei sunt atinși de mesajul Evangheliei și vor deveni mai atenți cu viața personală. Un alt exemplu îl dă Sfântul Paisie Aghioritul. Să ne rugăm pentru tinerii noștri, părinți, nepoți, părinți, bunici, nepoți, străbunici, iertați-mă, bunici, prieteni, să ne rugăm pentru cei din jurul nostru, pentru că este cea mai... Mama faptului bun este rugăciunea. Ne rugăm pentru cei din jurul nostru ca Dumnezeu, ceea ce nu putem noi să facem, Dumnezeu să facă în viața voastră încât să-i apropie de biserică. Trăim o dramă în zilele noastre, deși avem ora de religie în școli, procentual ar fi trebuit ca prezența în tinerile biserică să fie mai mare.
A fost în anii 90 până în anii 99, până în 2000, cânt adevăr. Tinerii, copiii și-au întors părinții la credință. Cunosc cazuri concrete din părinții atei, prin faptul că tânăra venea copila acasă și întreba mama, tata, cine e Iisus Hristos, ce face, hai să învățăm. Au început să citească și ei mai mult și s-au întors la credință. Și au ajuns să fie mari trăitori în biserică, și copila, și părinții acelei copile, și așa mai departe. Deci sunt multe de făcut, metode sunt, în măsura în care fiecare parohie conștientizează nevoile care trebuie să le împlinească în drepturile tinerilor, prin aceste acțiuni la care trebuie să fie cooptați. Dacă nu vom face aceste lucruri și lăsăm totul numai în seama orei de religie, cred că vom eșua. Alte întrebări, domnul Adrian? Domnule profesor, aș dori să ne vorbiți despre cele două trepte ale judecății, judecata particulară și judecata finală sau universală. Aici vin cu un citat din Evanghelia după Ioan, ce cel ce crede cuvântul meu, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Deci, deja, cred că se referă la judecata viitoare. Mulțumesc. Deja a spus punctul pe ei în sensul că noi trebuie să credem. Dacă ne ducem aminte, acum două duminici am avut o pericopă evanghelică în care Iisus Hristos rostea o rugăciune. Și ce spunea Iisus Hristos în acea rugăciune? Ce este viața veșnică? Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Deci dacă noi nu avem această raportare directă la Iisus Hristos printr-o credință autentică, pierdem ceea ce se numește viața veșnică. Și după învățăturile Sfinților Părinți, noi oamenii avem parte de două judecăți. Cum a spus și domnul care a pus întrebarea, o judecată particulară. Atunci când trupul se desparte de suflet, iar sufletul în fața Mântuitorului, sunt cărți scrise pe această temă, cu vămile care sufletul le parcurge, cu zilele pe care le așteaptă până ajunge în fața Mântuitorului, și acolo are loc judecata particulară, când fiecare suflet merge într-unul din locașurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru fiecare dintre noi. Unii la bucuria veșnică, alții spre o sândă veșnică. Dar biserica ce face în acest moment? Se roagă pentru cel adormit. Și avem slujba de mormântare, după aceea avem parastasele care le facem, sâmbetele celor adormiți, în care noi putem să intervenim pentru cei adormiți ai noștri, astfel încât viața lor de dincolo de mormânt să se îmbunătățească, sau dacă deja este îmbunătățită, ea se întoarce asupra noastră ca binecuvântarea lui Dumnezeu. Și facem acest lucru în ce? Într-un nădejdea învierii cele de obște, când atunci va avea loc cea de-a doua judecată a noastră cu trupurile celor adormiți înviate sau cu trupurile celor care vor fi atunci în viață transfigurate. Se pune întrebarea, de ce avem parte de două judecăți? Nu era suficient doar una singură? Și aici vin Sfinții Părinți și ne răspund așa. La prima judecată suntem judecați pentru faptele noastre concrete. Ce am făcut până atunci? Bune sau rele? La a doua judecată însă, vom fi judecați pentru efectele faptelor noastre în timp. Vedeți cât de importantă este viața noastră și cât de important este ce nume lăsăm în această viață. Pentru că tot ceea ce noi spunem, tot ceea ce facem, lasă efecte în timp. Și folosiți și părinții această imagine plastică cu lacul, când este un lac cu apa liniștită, cineva aruncă o piatră cât poate de departe, în locul în care cade piatra în apă, se formează cercuri și aceste cercuri merg, chiar dacă nu le mai vedem, până la marginea lacului, până se atinge țărmul. Așa sunt și faptele noastre în timp, cuvintele noastre, tot ceea ce facem. Lasă urme. Și atunci, la a doua judecată, vom fi judecați și pentru efectele noastre în timp, nu
ca și când Dumnezeu nu le-ar fi cunoscut, ci ca să se vedească în fața întregii lumi atunci efectele fiecăruia. Și de aceea, în învățătura ortodoxă, nu putem să spunem după reclame, viața este a mea și fac ce vreau cu ea. Viața este dar de la Dumnezeu, trebuie să o întoarcem ca dar lui Dumnezeu și cum? Îmbogățită această viață prin lucrarea harismelor Sfântului Duh. La această chemare suntem tot timpul, trebuie să fim atenți. La această realizare suntem chemați de către biserică prin învățătura ei, prin sfinții ei, prin toate slujbe care se fac, prin tot ceea ce noi asistăm în ciclul liturgic, de la vecernie și până toate laudele care sunt săvârșite în timpul unei zile, dar mai ales rugăciunea noastră personală, așa cum vă spuneam, să stăm, avem o cameră, un loc al nostru, o candelă cu icoana Mântuitorului sau Maicii, o candelă aprinsă cu icoana Mântuitorului sau Maicii Domnului și acolo să spunem această rugăciune. Într-o zi o jumătate de oră, în altă zi un ceas, într-un miez de noapte încă un ceas și făcând acest lucru permanent, după aceea vom gusta și noi din această realitate a vieții duhovnicești. Și este singura realitate, ceea ce este în jurul nostru trecător. Și vârsta noastră, și trupul nostru. Cum eram acum 20 de ani, cum suntem acum? Cum vom fi peste 10 ani? Deci tot ceea ce vedem e trecător. Ceea ce este netrecător și veșnic este viața duhovnicească. Pentru că ea ne ancorează deja în veșnicie. Uitați că tot am pomenit de tineri. Ne-a venit și o întrebare scrisă în acest sens. De ce mereu se dă în tineri? De ce tinerii sunt văzuți mereu ca niște ratați? Sau de ce explicațiile celor cu vechime în biserică sunt brutale la adresa tinerilor? Eu cred că în această seară nu s-a dat în tineri, nici de cum n-am avut această intenție, nici prin întrebare, nici prin răspuns. Și dacă punem o întrebare cu anumite cazuri concrete, este bine să ne ferim de asemenea întrebări. Pentru că depinde de cel care, de contextul la care vă referiți. Eu am tot timpul în vedere îndemnul pentru tineri, pe care îl văd în biserici, în mănăstiri, pe unde mă duc. Sunt atâția duhovnici și preoți care cu multă dragoste se adresează tinerilor. Cunosc mănăstirii în Moldova, unde duhovnicii de acolo vin tineri din București cu trenul acolo, merg ca să spovedească. Vedeți? Nu trebuie să generalizăm lucrurile. A, că sunt anumite cazuri negative, nu trebuie să ne oprim la ele. Eu cred că și convingerea mea este că rugămintea și îndemnul nostru este ca tineretul să ducă mai departe această zestre duhovnicească care este credința ortodoxă, această lege strămoșească. Toți suntem în centenarul Marei Uniri și știm cu toții că legea strămoșească, care este credința ortodoxă, a contribuit covârșitor la realizarea acestui mare eveniment ca toți românii să fim uniți. Iar dacă noi nu ne îngrijim ca ei să ducă mai departe această zestre, atunci o să rămânem o țară pustită. Sau o să vină alții peste noi cu alte valori, cu alte convingeri și o să ne ia locul. Dacă noi nu vom fi în stare să trezim în rândul tinerilor interesul pentru aceste valori, dar slavă Domnului, putem să spunem că în România există tineri credincioși. Putem să spunem că în diaspora românească există tineri credincioși. Slavă Dumnezeu că sunt. L-ați evocat atât de frumos pe Părintele Ilie Cleopa. Bună oară, în urmă cu o lună s-au împlinit 10 ani de la trecerea la cele veșnice a Părintelui Arhimandrit Ioan Iovan de la Mănăstirea Recea. Ieri s-au împlinit 5 ani de la înveșnicirea Părintelui Arhimandrit Iustin Pârvu. Pe 19 iulie se vor împlini 7 ani de la înveșnicirea Părintelui Arhimandrit Arsenie Papacioc. Apropo, în câteva cuvinte, cu ce anume duhovnicește vorbind ați rămas de la Părintele Arsenie Papacioc sau care v-a folosit foarte mult, v-a ajutat sau impresionat într-un mod deosebit din punct de vedere duhovnicesc, fiindcă știu că l-ați cunoscut? Întrebarea înseamnă o nouă conferință. Ca să răspund și să vă exprim
pe înțeles personalitatea duhovnicească a acestui mare părinte care a fost părintele Arsenie Papacioc de la Techighiol. Am învățat multe lângă el, foarte multe. În primul rând, mi-aduc aminte de clipele în care mi istorisea experiența lui duhovnicească înainte de a ajunge monah. Și înainte de a ajunge monah, avea lucrătoare rugăciunea minții sau inimii. El a plecat la mănăstire, așa cum spunea adesea, nu ca un învins, ci ca un câștigător, pentru că avea o poziție socială înaltă în societate. Avea o mașină Ford cu numărul 144. Era mașina numărul 144 în toată România. Că așa au numerele pe atunci. Și avea 2 șoferi. Deci a făcut această căutare duhovnicească și era un duhovnic... A fost primar la Zărnești. Zărnești, primar la Zărnești, da. Pe atunci, prin munții aceia, când mergea la primărie și cugeta el la viața de vești și așa mai departe și s-a decis după aceea, într-un anumit context, să mergeseze viața monahală. El a fost un duhovnic al lucrurilor sensibile. Adică nu era de părere să dea canoane foarte mari și grele pentru păcatele măturisite, ci era atent la momentele mici și de trăire autentică a credinței. De aceea avem la el, de la adânsul, acele cuvinte minunate, tipic, tipic și la inimă nimic. Adică când cineva pune accent mai mult doar pe o rugăciune exterioară, cu buzele rostite și nu trăiește cu inima conținutul acelei rugăciuni. În același timp, el spunea că orice moment, orice suspin este un moment, o clipă și orice clipă poate să fie o puternică rugăciune. Pentru că în acel moment diavolul n-a apucat să-ți fure mintea, gândul, și atunci tu poți să-l învingi făcând aceste, Doamne, acest fel de rugăciune este o rugăciune puternică a momentului. N-a avut timp diavolul să-ți fure gândul. Și era un preot care, vă spun acum, că de la cele veșnice și pot să spun acest lucru, vorbea cu Maica Domnului. Și țin minte odată la ușa chiliei dânsului, când m-am dus, mi-a zis, printre altele, Maica Domnului e supărată pe noi creștini. Zic eu, de ce, părinte? Pentru că nu-i cerem ajutorul. Nu-i cerem ajutorul. Să avem tot timpul în rugăciunea noastră, vedeți că în cultul bisericii noastre, ce observăm? Fiecare cântare treimică, fiecare slujbă are ca într-o parte special în care este invocat ajutorul Maicii Domnului. Și noi trebuie să avem această convingere că Maica Domnului ne poate ajuta. De unde vedem acest lucru? Păi vedem din ceea ce s-a petrecut de la înălțare până la cinzecime. Ce au făcut Sfinții Apostoli? Au ascultat de cuvântul celor doi îngeri și au mers în Ierusalim. Cum? Plin de bucurie. Ce făceau în Ierusalim? Se rugau. Cu cine se rugau? Cu Maica Domnului. Iată, prezența Maicii Domnului încă de atunci în cultul bisericii. Și prezența ei ca mijlocitoare în fața tronului dumnezeiesc pentru fiecare dintre noi. Și sunt multe altele. Cât privește lucrarea preoțească și pentru că sunt aici cei doi părinți cucernici, mi-aduc aminte că dânsul iubea foarte mult proscomidia. Și în fiecare dimineață se scula din zori, de la 4:30, 5, și era în biserică și pomenea la proscomidie toate pomelnicele, nume cu nume. Și pentru fiecare nume scotea o miridă. Pentru fiecare nume. Și când intram în Sfântul Altar, vedeam pe Sfântul Disc, era mare, 2 munți de miride cu numele celor pe care el îi pomenea în fiecare, la fiecare proscomidie. Și spunea așa, Tată, Tată, cât de frumoasă și puternică lucrătoare este proscomidia. Iată, vedeți cât de important este și noi să dăm numele noastre ca să fie pomenite la proscomidie. Și multe altele. Multe altele. Fiindcă în această seară Părintele Parohdinu Pompiliu n-a putut fi prezent fizic aici cu noi, în mijlocul nostru,
căruia îi mulțumim pentru toată găzduirea și toată dragostea, deschiderea și disponibilitatea Sfinției sale, m-a împuternicit să vă salut, să vă mulțumesc în numele Sfinției sale că ați venit aici, în mijlocul nostru, și totodată mi-a acordat acest mandat de a vă înmâna din partea Sfinției sale și a parohiei albumul bisericii, a parohiei Șerban Vodă. Da, mulțumesc. Precum și DVD-ul parohiei a bisericii Șerban Vodă, totodată alături de foaia parohială pe care deja v-am înmânat-o. Repet, vă așteptăm duminica viitoare la seara duhovnicească cu Părintele Arhimandrit Antim David, starețul Schitului Măgureanu de aici din București, cuvintele și faptele în lucrarea de mântuire a omului, iar peste două săptămâni, pe 1 iulie, ultima seară duhovnicească, îl vom avea în mijlocul nostru ca invitat pe Părintele Arhimandrit Mihail Stanciu, viețuitor al Sfintei Mănăstiri Antim din București, ucenic al Părintelui Sofian Boghiu, care ne va vorbi despre Sfântul Ierar Antim Ivireanu. Mai vreau să spuneți ceva? Aș vrea să închei totuși cu un cuvânt de la Părintele Arsenie Papacioc, pentru că tot m-ați provocat și mi-am adus aminte de el. În tot acest demers pe care vi-l-am descris pentru a parcurge cele trei stadii ale vieții duhovnicești, curățirea, luminarea și îndumnezeirea, trebuie să avem în vedere că ne aflăm într-un război nevăzut cu puterile întunericului, dar întotdeauna să avem încredere că Dumnezeu este cu Cel care îl caută și niciodată ispitele nu sunt mai mari decât puterea noastră de a le învinge. Dar trebuie să luăm aminte la ispitele care vin asupra noastră. Și are Părintele Arsenie Papacioc un rezumat deosebit al acestui război nevăzut. El a fost și în armată foarte bun, atât de bun încât a avut să-l oprească în armată, n-a vrut să rămână pentru că își dorea libertatea. Și ce spune Părintele Arsenie Papacioc? Ispitele vin din toate părțile asupra noastră. Ispitele de sus. Când dorim să știm mai mult decât Dumnezeu ne-a descoperit prin revelația sa dumnezeiască. Ispitele de jos, când nici măcar nu știm învățătura bisericii. Și pretindem că o știm, dar nu știm că n-am citit-o, n-am învățat-o, n-am studiat-o, n-am căutat să aflăm amănunte despre această învățătură. Ispitele din spate, când ne hrănim cu trecutul nostru. Și uneori trecutul nostru are și păcate, căderi, greșeli și ne hrănim cu ele. Și atunci ajungem să repetăm aceste greșeli. Ispitele din față, atunci când noi ne încredem prea mult în puterile noastre și dorim să luptăm cu ispitele și de fapt ispitele ne înving pe noi. Mi-aduc aminte că Părintele mă învăța, când vezi o ispită, o ocolești. Nu înfrunți, că atunci diavolul te va învinge. Și ocolind ispita, te zmerești și Dumnezeu pentru zmerenia aceea îți dă ție biruința. După aceea, ispitele din partea stângă, atunci când cochetăm cu manifestări religioase, cu mișcări spiritualiste, cum este yoga și altele, toate aceste lucruri nu ne ajută, ci ne tulbură mai mult, ne împiedică în viața duhovnicească. Și ispitele din dreapta sunt atunci când ne credem autosuficienți. Adică eu știu totul și nu vreau să mă aud. Vedeți, dacă credincioșii din această parohie n-ar avea această ispită, cu siguranță ar fi fost mult mai mulți seara de seară la această ocazie care li se oferă. Deci să avem în vedere acest război nevăzut. Și cerând ajutorul lui Dumnezeu, putem să învingem aceste ispite. Dar vedeți, nu putem de unii singuri, ci avem nevoie unii de alții. Pentru că nimeni pe acest pământ dintre muritori nu are toată mulțimea harismelor, toate darurile. Nu suntem toți la fel de înzestrați cu memoria, cu vocea și așa mai departe. De ce? Ca Dumnezeu să ne arate că avem nevoie unii de alții permanent. Nu suntem toți doctori, nu suntem toți profesori și așa mai departe.
Chiar și omul acela care este de rând, măturător sau șofer, avem nevoie unii de alții, permanent. După cum și faptul de a fi bogat sau sărac, iarăși nu reprezintă virtute sau păcat, ci depinde cum trăim aceste stări în relație cu semenii noștri. Vedeți, și închei cu aceasta, în pericopa evanghelică de astăzi, ni s-a recomandat să nu ne îngrijim de ziua de mâine, de ce vom mânca, cu ce ne vom îmbrăca. Asta nu înseamnă că de mâine gata, nu mai lucrăm și stăm la umbra unui copac și așteptăm să cadă peste noi mâncare și să mâncăm. Ci înseamnă că nu trebuie să inversăm raportul, adică să avem preocuparea permanentă de a fi unit cu Hristos și în această căutare permanentă fiecare își îndeplinește lucrul său. Unul este dat să fie învățător, altuia să fie medic, altuia să fie șofer și așa mai departe. Fiecare își îndeplinește lucrul său în această ascultare pe care Dumnezeu i-o dă. Vedeți că Dumnezeu, Iisus Hristos, în pericopa evanghelică de astăzi, ne compară cu păsările cerului și cu crinii țarinii. Ca să vedem cât de important este omul în comparație cu toată zidirea aceasta. Și să plecăm acasă cu acest îndemn că cheia intrării în Împărăția lui Dumnezeu sunt multe chei, iar o cheiță dintre ele este milostenia. O cheiță dintre ele este să fim și noi luminători acolo unde suntem. Iisus Hristos nu ne îndeamnă la revolte. El însuși nu a făcut revoltă. Nu putea el să cheme o armată de îngeri și schimba tot Imperiul Roman? Nu putea el să facă la Ierusalim o cetate cu ziduri de aur, să fie acolo îngerii și când vedeam ne spământam cu toții? Nu, pentru că Dumnezeu ne respectă libertatea. Și la ce ne cheamă pe fiecare dintre noi? La schimbarea noastră interioară. Adică la a doua treaptă a curăției de care vă spuneam. Să luăm aminte la interiorul nostru, fiecare dintre noi, ce gândim, ce patim avem, ce scăpări avem și în ce măsură ne ține ceva departe în întâlnirea reală cu Iisus Hristos. Asta este viața, începutul vieții duhovnicești. Și făcând aceste lucruri, după aceea putem în această viață să ne bucurăm de prietenia, compania sfinților contemporani, care sunt lângă noi. Dar ei nu se arată așa cu ușurință. De ce? Din cauza noastră. Pentru că dacă nu suntem noi capabili să primim mesajele lor, atunci îi ne feresc de alte ispite. Se spune că cineva a mers la Sfântul Paisia Gheorghiu să-l întrebe: Părinte, spune-mi și mie ce să fac să știu voia Dumnezeu cu mine. Și Sfântul Paisia îi spune: mai bine roagă-te să nu afli voia Dumnezeu, ci să o împlinești permanent. De ce, Părinte? Întreabă acela. Și Sfântul Paisia îi răspunde: păi dacă Dumnezeu ție ți-a descoperit voia sa și tu nu ești capabil să o faci, te faci călcător de voia Dumnezeu și ești în pagubă. 2. Dacă diavolul află care este voia Dumnezeu cu tine, te va lupta ca să nu împlinești cu orice chip. Și 3. Poate tu însuți n-ai puterea pentru moment să faci acest lucru. De aceea trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să facă El voia Lui cu noi, că știe El cum și în ce fel. Vă mulțumesc! Mulțumim din suflet! Înainte de a încheia, înainte de a rosti rugăciunea finală și de a face obișnuita fotografie de grup, dăm cuvântul, fiindcă toți suntem ca pe un areopag aici, celuilalt atenian, Părintele Eugen Muraru, să adreseze câteva cuvinte ca o concluzie și, practic, Sfinția sa să realizeze încheierea. Vă rugăm! Cu multă bucurie întâmpinăm în seara aceasta pe domnul profesor Marian Cruitoru. Cu multă bucurie în suflet ne reamintim, cel puțin noi doi, niște situații și gânduri și sentimente și clipe frumoase petrecute în Atena, într-o anumită perioadă de viață și din viața dumneavoastră și din viața mea. Și m-a bucurat atunci când am văzut în program că veți fi unul dintre invitați într-o duminică să ne conferențiați aici.
această bucurie se împlinește în seara aceasta și ca unul care am cunoscut și realitatea vieții ateniene, dumneavoastră poate mai mult în ultimii ani decât mine, eu revenind în țară din 2004, ați putut vedea faptul că totuși societatea contemporană se confruntă cu multe probleme. La un moment dat ne puneam întrebarea, împreună când eram în Atena, oare tineretul mai poate crede în Dumnezeu sau omul contemporan mai poate fi credincios, omul care trăiește într-o lume secularizată, într-o societate de acum, din cel puțin ultimul deceniu, într-o societate a consumismului, într-o societate chiar indiferentă de evenimentul religios sau de credință, față de credință. Mai poate fi omul credincios? Da, mai poate fi. Și conferința pe care ne-a ținut-o în seara aceasta, gândurile frumoase pe care ni le-a spus și care au fost presărate și cu multă experiență personală, ne conving de faptul că și acum omul poate rămâne credincios cu toate valurile și ispitele care sunt în societatea în care trăim. Și în aceea pe care ați cunoscut-o dincolo, în Grecia, și cea de la noi. M-am bucurat de acest lucru pentru că ați mers pe o pistă duhovnicească și, într-adevăr, în Duhul Evangheliei care astăzi s-a citit, pe lângă curățirea de patim, e nevoie de iluminarea noastră lăuntrică. Și aceasta nu o dă ochiul cel fizic, ci ochiul cel duhovnicesc, prin care Dumnezeu ne cercetează viața noastră prin glasul conștiinței, dar și noi îi răspundem în sensul în care, lepădându-ne de patim, agonisind virtuțile, ne apropiem de Dumnezeu și luăm din lumina Lui. Îi cerem Lui ca să ne lumineze pe noi. Iluminarea noastră este o iluminare prin har, deci devenim părtași la lumina Lui, care este lumina cea necreată în care locuiește Dumnezeu și prin care El vine și locuiește în sufletele celor care îl caută și îl găsesc pe El în sufletul omului credincios. Omul credincios poate fi oriunde. Cu atât mai mult însă, ținând legătură cu biserica. Și în conferință ați menționat acest lucru, dimensiunea aceasta ecleziologică a vieții noastre duhovnicești, pentru că după curățirea de patim, dobândirea virtuților, iluminare, vine și trăirea, contemplarea aceasta, să ajungi la Dumnezeu, să-L contempli pe Dumnezeu, contemplându-L însă și din creația sa, care este lumea înconjurătoare în care trăim. În orice lucru trebuie să ne minunăm și să-L vedem pe Dumnezeu, Cel care le-a creat pe toate, le poartă de grijă, cu atât mai mult nouă, celor care de multe ori suntem puțin credincioși, dar pe toate le duce spre o împlinire eschatologică. Pe toate le desăvârșește și toate așteaptă acea transfigurare, sau pe toate le așteaptă transfigurarea aceea finală, de care vorbesc profeții și vorbesc și Mântuitorul Hristos, un cer nou și un pământ nou, în care va locui dreptatea. Realitatea aceasta nouă duhovnicească este o realitate a vieții sfinților. Sfinții sunt cei care au contemplat pe Dumnezeu și au ajuns să fie luminați, au ajuns să fie locuitori cu Dumnezeu în locașurile cele cerești. Dar să nu uităm faptul că ei au fost oameni ca și noi, dar au trăit dimensiunea credinței cu o intensitate aparte, din care noi avem de învățat. Pentru că urmând sfinților, urmând lui Dumnezeu, Cel care strălucește din sfinții Săi și Cel care ne cheamă să urmăm calea sfinților. Dar acest lucru se petrece în mod deosebit prin biserică sau în biserică. Aici ne putem desăvârși, să zic, la început, aici putem pune început luptei noastre prin tainele bisericii. Botezul este piatra de temelie, dar pe care trebuie să zidim. Nu ajunge doar că suntem botezați. Când suntem botezați, într-adevăr, cum a sublinea dânsul, trăim cincizecimea aceasta personală. E momentul acela în care ne unim cu Hristos și devenim fii ai bisericii și fii ai Lui, mădulare ale trupului Său tainic. Dar
pe acest fundament ne zidim toată viața noastră creștină, care merge până în împărăția lui Dumnezeu. Că începutul vieții noastre duhovnicești este în taina Sfântului Botez, dar viața noastră întreagă, indiferent câți ani ne dă Dumnezeu pe pământ, nu este altceva decât o desfășurare treptată, din treaptă în treaptă, a darurilor pe care le-am primit la botez. Așa ajunge omul la desăvârșire, așa au ajuns sfinții. Deci au desfășurat taina botezului în toată dimensiunea ei și în toată adâncimea ei, pe toată durata vieții lor. Că să nu uităm că suntem în Biserica lui Hristos împreună cetățeni cu sfinții. Deci, omul contemporan mai poate fi credincios? Da, poate fi. Sfințenia este o dimensiune fundamentală a Bisericii și ea nu se finalizează niciodată sau se termină, ci sfinții au fost și vor fi, pentru că unul este cel Sfânt, Iisus Hristos, iar sfinții sunt luminători pe cerul existenței noastre și modele pentru noi, cărora urmându-le ne putem ajunge fiecare desăvârșirea. Cu aceste cuvinte, domnul profesor, vă mulțumim mult. M-am bucurat de întâlnirea, de reîntâlnirea din seara aceasta, chiar dacă au trecut niște ani, și mi-aduc aminte cu plăcere de momentele petrecute în Atena și se vede din prelegerea pe care ne-a ținut-o, nu numai strădania personală, și o apreciem, și efortul și studiul personal pe care l-ați făcut, dar și faptul că, cel puțin în perioada cât ați fost la Atena, ați avut prilejul acesta să auziți, să discutați, să citiți pe mari profesori care au fost la facultatea și sunt, unii dintre ei, mă rog, nu mai sunt astăzi, îi pomenim cu respect, care au fost la facultatea de teologie din Atena. Eu mulțumesc, să rămână. Să ne trăiți și din partea mea personal, dar și din partea Enoriașilor. Vă dorim împliniri în munca ce o faceți la Facultatea de Teologie din Târgoviște, să îndrească Dumnezeu și alte prilejuri mai fericite decât cele din seara aceasta, adică mai pline de auditoriu, în acest sens zic, și să mai veniți în mijlocul nostru, în acest spațiu sacru sau sfânt și sfințitor, care este și Biserica Șerban Vodă. Vă mulțumim mult! Eu vă mulțumesc! Duminică dimineață, la Sfânta Liturghie. Eu vă mulțumesc pentru prilejul acesta și știți că biserica n-a fost goală, a fost plină. Pentru că noi am fost aici cu sfinții și cu îngerii noștri păzitori, așa dacă ne mulțim, vedem că biserica este arhiplină. Important este pe când la casele noastre să avem această dorință de a începe ceea ce se numește, spunea și Părintele, acest proces al sfințenii noastre personale. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Facem rugăciunea cu toții. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu toții. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului sfințite, Părinte, binecuvântați. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și te mântuiește pre noi. Amin. Amin.